Voi invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, în capitolul 5. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 33. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 33. Să luăm aminte. Domnul Iisus a spus: ați auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău, a spus Domnul nostru Iisus. De o vreme încoace ne-am familiarizat că la întâlnirile noastre de duminică seara să avem în atenția noastră cuvintele Domnului nostru, cuvintele Domnului Iisus și sub genericul poruncile Domnului Iisus să învățăm despre aceste cuvinte. Până acum am vorbit despre porunca Domnului pe care am numit-o pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi a fost în atenția noastră porunca vino după mine. Am vorbit de asemenea despre porunca bucurați-vă în încercări. Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să ne abatem atenția și asupra poruncii lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor. Am avut apoi cuvântul Domnului Iisus în care El ne-a învățat să păzim legea lui Dumnezeu. De asemenea, Domnul ne-a vorbit prin porunca împacă-te cu fratele tău. În atenția noastră a fost și porunca să nu poftești, stăpânește-ți ochiul, mâna, piciorul, altfel, mai bine taie-le. Apoi am avut în atenția noastră porunca să nu provoci pe nimeni la păcat. În atenția noastră a fost și porunca rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Iar în această seară am citit acest pasaj biblic foarte frumos, pasaj în care Domnul Iisus vorbește despre jurământ. Aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus, în seara aceasta le vom cerceta sub titlul Fiți oameni de cuvânt. Fiți oameni de cuvânt. Aceasta este porunca a 10-a din rândul învățăturilor Domnului Iisus, porunca pe care în seara aceasta o avem în atenție. Fiți oameni de cuvânt. Iisus, Domnul nostru, este învățătorul nostru și El are putere să ne învețe, are autoritate să ne spună ceea ce trebuie să facem. În seara aceasta vă chem să ne punem la inimă acest cuvânt, această poruncă. Fii om de cuvânt. Da să fie da, nu să fie nu. Fii om de cuvânt. Această poruncă a Mântuitorului nostru a fost rostită în contextul prezenței minciunii printre oameni. Acesta este contextul, aceasta este împrejurarea în care Domnul nostru formulează această poruncă. Fii om de cuvânt. Adevărul este că în jurul nostru asistăm la o epidemie a minciunii. Oamenii au învățat să se mintă unul pe celălalt și încă din fragedă pruncie, fără ca să existe un efort educațional, un efort pedagogic din partea semenilor, copilul învață de la sine, ai zice, să mintă. Minte cu nerușinare, minte senin. Iar dacă la început minciuna rostită de om stârnește uneori râsul, pe cum înaintează în vârstă, pe cum se maturizează, devine tot mai rafinat și minciuna se transformă în tot felul de acțiuni, în tot felul de exprimări duse până la limbajul diplomatic. Epidemia minciunii nimicește încrederea dintre oameni, iar în contextul epidemiei minciunii, care s-a răspândit din nefericire și în Sibiu, și doare să spun că poate fi constatată și la oameni care se numesc credincioși, această epidemie a minciunii nimicește spiritul de încredere
Și pe fondul lipsei de încredere s-a născut o practică, jurământul. Ca să inspire încredere, el, care n-are niciun cuvânt, invocă jurăminte. Epidemia minciunii poate fi observată în familie. Copiii mint pe părinți, dar se întâmplă și părinții să-i mintă pe copii. La școală, elevii își mint profesorii. De ce ai întârziat la școală? N-a venit autobuzul. Dar și profesorii îi mint pe elevi. La locul de muncă, angajații îi mint pe șefii lor, pe patronii lor. Dar și patronii știu să-i mintă pe angajați. În societate, la nivelul societății, întâlnim minciuna exprimată în mass media, o întâlnim exprimată din nefericire în educație. Ce să mai vorbim de politică? Ce să mai vorbim de ziare? Vechiul proverb este mai actual ca niciodată. Minți ca o gazetă. Pe vremea aceea ziarelor li se zicea gazetă. Minți ca o gazetă. Sau ca un site de știri, sau ca un post de televiziune, sau puteți continua dumneavoastră. Din nefericire, minciuna ne afectează cumva și pe noi. Aș întreba, este printre noi cineva care niciodată în viața lui, de când s-a născut și până în prezent, n-a rostit nicio minciună? Probabil că dacă cineva este așa printre noi, e prea mic să zică da. Că ar putea să fie totuși cineva care n-a zis nicio minciună până acum. Cel puțin Ianis, nu știu dacă e la adunare, în dimineața aceasta, după masa aceasta, aveți acolo încă cineva, frate Iosif. Domnul se țină, bun obicei. Frații și surori, ce să vorbim apoi despre împrejurările în care, cumva, am făcut promisiuni, am angajat făgăduințe, am spus cuiva că vom face ceva sau că nu vom face ceva și cu timpul lucrurile au stat cu totul diferit. Promisiunile nu ni le-am ținut, făgăduințele nu ni le-am împlinit și lucrurile au rămas așa cum ele se găsesc. Lăsați-mă să întreb, cum se numește acela care spune ceva și face altceva? Acela este un mincinos. Cuvântul Domnului Iisus, porunca Domnului Iisus, fii om de cuvânt, este o poruncă foarte importantă, relevantă, actuală, un cuvânt al lui Dumnezeu care are legătură cu viețile noastre și care trebuie cumva să reașeze starea noastră spirituală și umblarea noastră cu Dumnezeu. Nu e necesar să spun că minciuna este un păcat grav, măcar că trebuie să spun acest lucru. Este un păcat la fel de grav cum este păcatul adulterului sau păcatul crimei. Că noi auzim de păcate din acestea scandaloase care ne uripilează numai la auzirea numelui lor, când auzim asemenea păcate, avem împreună un consens de reprobare, de respingere, de reproș, de respingere a acelui păcat. Spre exemplu, ne-am scandalizat și ne-am tulburat când am văzut ce s-a întâmplat și pe cine s-au socotit oamenii aceștia din Europa noastră să premieze la concursul care s-a făcut atâta publicitate. Un transexual. Homosexualismul ne scandalizează. Dacă auzim că cineva a comis o crimă, un viol, ne scandalizează. Dacă auzim că cineva a săvârșit cine știe ce faptă de tâlhărie în urma căreia s-au lăsat cu violență și cu altele, ne scandalizează. Dar când e vorba de minciună, parcă nu ne scandalizează așa de tare. Eu observ un fel de imunizare progresivă a noastră când e vorba de minciună. Nu știu de unde vine asta, bănuiesc că sunt zone, înțeleg procesul atrofierii conștiinței când e vorba de minciună și mai ales de cuvântul dat, cuvântul de onoare. În alte vremuri, în alte generații, cuvântul de onoare al unui bărbat
era mai important decât viața lui. Pentru cuvântul de onoare era în stare să moară. Cuvântul de onoare al unei femei în alte generații era mai important decât viața ei. Pentru onoare, pentru cuvântul dat, se plătea orice sacrificiu. În vremurile noastre, da e nu. Nu e da. Se întâmplă ceva în lumea noastră, promisiuni multe, cuvinte multe, onoare puțină, credință puțină, și în acest context trebuie să ne aducem aminte de zicerea Domnului Iisus, care a spus, fiți oameni de cuvânt. Adică, da, da, nu, nu. Ce trece peste acestea vine de la cel rău. În materie de negare a adevărului, în materie de înșelare prin minciună, natura umană s-a dovedit extrem de inventivă. Există minciuna cu cuvinte adevărate. Omul spune cuvinte adevărate, dar minte cu nerușinare. Spre exemplu, mai ceva timp în urmă, după încheierea celui de-al doilea război mondial, s-a dat o hotărâre în urma căreia văduvele de război beneficiau de o pensie consistentă. O doamnă care, văduvele care nu aveau, așa a fost formulată legea, văduvele care nu aveau copii, urmași care să le întrețină. O doamnă cărei soț murise în război și care avea 5 feciori, ca bradul, așa hotărâți, harnici, falnici, a vrut și ea pensia. Dar acum cum să obțină pensia dacă avea 5 feciori care puteau să aibă de ea grijă? I-a luat pe băieți, s-a înțeles cu ei și le-a spus următoarele: dragii mamei, veniți cu mine până la cimitirul eroilor de lângă primărie, că tatăl vostru are acolo ridicat o cruce, numai Dumnezeu știe pe unde i-o fi fost și o fi rămas corpul, da, aici așa să ne aducem aminte, hai să mergem până acolo azi, în ziua asta. Și s-au dus. După ce i-a adus acolo, viclean așa, le-a zis: băieți, rămâneți voi aici, așteptați pe mama, că ea se duce până la primărie cu un pic de treabă. S-a pus la coadă și când i-a venit rândul, funcționarul a întrebat-o: doamnă, dar dumneavoastră n-aveți băieți? La care i-a zis: ba da, am. Păi dacă aveți băieți, atunci ce vă trebuie pensie? Am băieți, dar nu m-ați întrebat unde sunt. Păi unde sunt, doamnă? În cimitirul eroilor, alături de tatăl lor. Erau cuvinte adevărate, dar o mare minciună. Funcționarul n-a întrebat mai departe, că s-a jenat să întrebe mai departe, gândindu-se să nu tulbure suferința unei mame care a lăsat pe front și soț și băieți. Minciună cu cuvinte adevărate. Există apoi minciună fără cuvinte. Ai fost, nu zici nu, numai dai din cap. Minciună prin tăcere. Sunt atâtea și atâtea expresii ale încălcării adevărului, ce să mai vorbim despre prefăcătorie, despre ipocrizie, despre fățărnicie, despre exagerare, despre vorbirea de rău, despre calomnie, despre mărturia falsă sau jurământul fals. Și iată în seara aceasta, călcarea cuvântului dat. Călcarea cuvântului dat. Când e vorba de onoare, fiecare pretindem că avem onoare. Și dea Dumnezeu să avem onoare, nu doar pretenție. Dar onoarea pe care o avem și cu care Dumnezeu ne-a anobilat când ne-a creat după chipul și asemănarea sa, rămâne atunci când daul nostru e da și nu e nu. Trebuie să fim oameni de cuvânt. Circumstanța de viață în contextul căreia Domnul Iisus a vorbit despre această poruncă este dată de prezența minciunii printre oameni. Acum, având în vedere prezența minciunii printre oameni, aș vrea să observăm, apropiindu-ne de acest text, aș vrea să observăm că Domnul Iisus interzice jurământul
cu scopul de a interzice minciuna. Esența acestei ziceri stă tocmai în această intenție. Mântuitorul nostru interzice jurământul cu scopul de a interzice minciuna. Ce se întâmplase de fapt? Oamenii obișnuiți să mintă au încercat să-și câștige credibilitatea formulând jurăminte. Printr-un jurământ înțelegem o invocare publică a lui Dumnezeu ca martor pentru afirmația mea prezentă, trecută sau viitoare. Îl iau pe Dumnezeu martor și îi cer să judece, să intervină și să pedepsească neadevărul. Oamenii jură cu scopul acesta. În Vechiul Testament, jurământul a fost cuprins ca să împiedice minciuna. Și aici este un paradox. Învățătura Vechiului Testament cuprinde, în legea lui Moise, Dumnezeu a subliniat, a accentuat puterea unui jurământ cu scopul de a împiedica minciuna. Ai de grijă ce spui. Ai de grijă la ce te angajezi că faci. Ai de grijă la modul în care intenționezi să vorbești. Că Dumnezeu vede și pedepsește pe cel mincinos. În acest context au fost spuse cuvintele Levitic 19 cu 12, să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău, eu sunt Domnul. Sau Numeri capitolul 30 cu versetul 2, când un om va face o juruință Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduință, să nu-și calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce a ieșit din gură. Iată cum, în contextul minciunii, ca să împiedice minciuna, a fost pus în față cuvântul de onoare, jurământul. Asta a fost intenția Vechiului Testament. Mai avem și alte texte, spre exemplu Deuteronom 23 cu 21. Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Ca în Eclesiastul 5, versetul 4 și versetul 5 avem cuvintele, dacă faci o juruință, am citit, dacă faci o promisiune. Cuvântul juruință sau promisiune sunt cuvinte și cuvântul, deci cuvântul juruință și cuvântul promisiune sunt sinonime. Am citit, dacă faci o promisiune lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, că lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Vechiul Testament respinge minciuna cu ajutorul jurământului. Dar s-a întâmplat ceva. Minciuna are în ea, duhul de minciună are o capacitate extraordinară de a căpăta forme diferite. Minciuna s-a ascuns în jurământ. În vremea Domnului Iisus, prin felul în care a fost interpretată porunca, interpretată de farisei, porunca cu privire la jurământ, minciuna de fapt s-a refugiat în jurământ. S-a ascuns în jurământ. Și ca Mântuitorul să înlăture minciuna, a trebuit să înlăture jurământul. Cum s-a deghizat minciuna în jurământ? Matei 23, versetul 16 la 22 ne prezintă cuvintele lui Iisus care deconspiră minciuna ascunsă în jurământ. Ascultați, Matei 23, 16 la 22. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Rămânem la versetul 16. Aici e o formulare care arată cum minciuna s-a ascuns în jurământ. Dacă cineva jură pe templu, templu-i mare, în templu sunt multe lucruri, nu-i nimic, nu trebuie să ții asta. Dar fii atent să nu juri pe aurul din templu. Că dacă mergi la detalii, este ca și cum ai zice, pe cuvântul meu că... Asta nu trebuie să o ții, dar dacă zici pe cuvântul meu de onoare, că omul are doar multe soluri de cuvinte. Pe cuvântul meu de onoare, da, atunci trebuie să ții, dar dacă zici pe cuvântul meu, asta nu. În felul acesta, minciuna s-a ascuns în angajamente. Și oamenii învățau povățuitorilor, versetul 17.
Versetul 17. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Și au zis apoi altă soluție, versul 18. Dacă jură cineva pe altar, ziceți voi, nu e nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Exact același lucru. Sau următorul verset, versetul 20. Versetul 20. Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Versetul 21. Cine jură pe templu, jură pe cel ce locuiește în el. Și versetul 22. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Ei ziceau de genul, dacă juri pe cer, nu-i problemă. Dar dacă juri pe scaunul de domnia lui Dumnezeu, care în cer, e o problemă. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia, în loc să caute să-și respecte cuvântul dat, erau preocupați să nu-L implice pe Dumnezeu și detalii în cuvântul lor. Una peste alta, minciuna s-a ascuns în jurământ. Ceva de genul, pe cuvântul meu, dar nu ăla de onoare. Iisus a osândit acest mod de a vorbi. Matei, capitolul 5, versetul 34. Eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat, nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Iisus, Domnul, interzice jurământul și o face din pricina faptului că vrea să înlăture minciunea. John Stott spunea, jurământul este o declarație patetică a necinstei noastre. Și vorba adânc. Vorbește omul ce vorbește și la un moment dat se uită așa la tine și parhanghelul Mihail că asta este o declarație patetică a faptului că te minte. Hunter zicea, jurămintele sunt rostite pentru că oamenii se dovedesc atât de des a fi mincinoși. Iar Bonhoeffer, jurământul aduce bezna îndoielii asupra cuvintelor noastre. Frați dragi, da al nostru să fie da, nu să fie nu. Mântuitorul când a spus, dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, prin această afirmație, el desfințează jurământul ca să respingă minciuna. Creștinul n-are voie să jure. Aici n-am include legămintele de loialitate, cum este, spre exemplu, legământul de căsătorie. Este legământul de căsătorie o promisiune solemnă? Este legământul de căsătorie un jurământ? Da. Scriptura nu interzice acest gen de angajamente care sunt în spiritul voii lui Dumnezeu. Dar cel de la botez. Și acela este un legământ. Și trebuie făcut și un jurământ și un angajament solemn. Dumnezeu ne cere să îndeplinim asemenea juruințe. Chiar ne vorbește cuvântul să venim înaintea lui Dumnezeu cu juruințe noi, cu angajamente noi, ca să-L slujim. Dar după ce le-am făcut, să fim oameni de cuvânt. Să le ținem. Dumnezeu să ne ajute. Când Domnul Iisus interzice jurământul, El interzice jurământul ca armă de deghizare a mincinosului, care vrea să se ascundă cu minciuna lui cu tot în jurământ. Iisus înlătură asta. Așa ceva este împotriva voii lui Dumnezeu. În schimb, angajamentul de loialitate sunt cerute de Dumnezeu față de familie, față de țară, poate chiar dintr-o anumită perspectivă și jurăminte profesionale. Spre exemplu, la anumite universități de medicină, când se încheie facultatea de medicină, studenții fac jurământul Hipocrates. Jurământul respectiv este un jurământ de angajare a moralității în ceea ce privește respectiva profesie, lucruri care de altfel se subînțeleg. Dincolo de aceste excepții, da al nostru să fie da, nu să fie nu. Creștinul nu jură nici pe Biblie, nu jură nici pe, știu eu, Sfânta Cruce, creștinul are cuvânt.
Și dacă într-o instanță de judecată vom ajunge, trași de alții sau ca martori, cine știe în ce situații de excepție, acolo da al nostru să fie da și nu să fie nu. Creștinul nu jură. Da al lui e da, nu e nu. Mântuitorul nostru ne învață să fim oameni de cuvânt. Esența acestei porunci este cerința lui Iisus: fiți oameni de cuvânt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Angajamentul pe care îl facem trebuie ținut cu sfințenie. Promisiunea făcută trebuie să fie ținută. E drept că avem slăbiciuni și poate că în împrejurări diverse nu ne-am ținut cuvântul dat. Uneori circumstanțele n-au ținut întru totul de noi. Alteori au intervenit slăbiciuni de genul uitării. Dar alteori a fost superficialitate pentru care trebuie să ne pocăim cu lacrimi. Să cerem lui Dumnezeu iertare. Sunt împrejurări în care gura ne-a luat pe dinainte și promisiunea pe care am făcut-o, după ce am făcut-o, constatăm că se întoarce împotriva noastră. Ce să fac în situația aceea? Păi cum s-o ții, zicea cineva, să-ți faci singur rău? Cuvântul lui Dumnezeu spune: cel neprihănit își ține juruința, chiar dacă asta se întoarce împotriva sa. El nu și-a vorba înapoi, scrie cuvântul, chiar dacă este spre paguba lui. Fac apel la demnitate, la onoare, la a fi oameni de cuvânt, la a reflecta frumusețea adevărului pe care Hristos Domnul a adus în lume. El a spus: eu sunt adevărul. Și acest adevăr se ia chip în noi. Și când cineva începe să ne cunoască, să aibă cu noi o legătură, să vorbească, să aibă o experiență de muncă, o afacere, cumva să ne intersectăm în treburi omenești, o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, omul acela să zică: acest domn, această doamnă, sunt oameni de cuvânt. Oamenii ăștia sunt oameni de cuvânt. Credincioșii penticostali sunt oameni de cuvânt. Zi mai ciudați, au niște lucruri pe care nu le pot eu înțelege și în veci nu le-aș face așa ca ei. Dar oamenii ăia au ceva. Sunt oameni de cuvânt. Ea, dacă ți-au promis, fac. Și tocmai că e om de cuvânt, pe mine mă face să mă gândesc să mă duc și eu odată să văd ce e acolo. Că e om de cuvânt. Mă, poate că au și venit deja. Și ne aud vorbind chiar pe această temă. Dar ce te faci dacă ești un mincinos profesionist care la biserică te rogi și folosești cuvinte frumoase și știi să te ascunzi cu minciuna chiar în forme de jurământ? În așa numitul cuvânt care nu e de onoare. Fie ca Dumnezeu să ne cerceteze și să înțelegem că dacă sunt zone în viața noastră în care trebuie să ne îndreptăm pe acest palier al cuvintelor noastre, îndreptarea să fie făcută grabnic. Că aceasta este voia lui Dumnezeu. Apelul Domnului Iisus este apel la sinceritate. Da al vostru să fie da. Apelul Mântuitorului nostru este la a ne respecta promisiunile făcute. La a fi oameni cinstiți, oameni integri. De fapt, întreb eu, când oamenii jură? Care este circumstanța în care simte un om să jure? Circumstanța este reprezentată de lipsa de credibilitate. Undeva a apărut îndoiala, lipsa de credibilitate. Experiențe vechi, uneori poate prejudecăți, îl fac pe interlocutor să nu aibă încredere în ceea ce spun, în ceea ce spui. Și atunci, ca să câștigi capitalul de credibilitate, ca să câștige capitalul de credibilitate, omul apelează la jurământ. Se jură pe Biblie, se jură pe sfinți, se jură pe îngeri, se jură pe mama lui, pe copiii lui, pe ochii lui din cap. Iar după aceea, minte cu nerușinare. S-a ascuns în jurământ. Mântuitorul Iisus
interzice jurământul, ca odată cu această interdicție să înlăture minciuna. Iar pentru noi care ne numim ucenici ai săi, rămân cuvintele: felul vostru de vorbire să fie da, da. Adică dacă te-a întrebat ceva și răspunsul cerut e da, să rămână da și azi și mâine. Dacă e nu, să rămână nu. Adică ni se cere să fim oameni de cuvânt, oameni consecvenți. Cuvântul nostru neîmpodobit, da, nu, ar trebui să rămână neîmpodobit, da, nu. Și dacă Dumnezeu a înțeles că această formulare monosilabică este suficientă, de ce ar trebui noi să facem risipă de cuvinte? Da, să fie da, nu, să fie nu. Pentru că din altă perspectivă, seara aceasta nu pot încheia fără să vă aduc aminte de atitudinea și poziția lui Dumnezeu față de minciune și față de mincinoși. Iată ce este scris în Psalmul 5 cu versetul 6. Pierzi pe cei mincinoși, Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Sau Zaharia, capitolul 8, versetul 16 și 17. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii și niciunul să nu se gândească în inima lui rău împotriva aproape lui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Proverbe 6, versetul 16 la 19. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte: ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă rău, care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Ca în Proverbe 12 cu versetul 22, cuvântul lui Dumnezeu să spună: buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează după adevăr îi sunt plăcuți. Dumnezeu să ne ajute să lucrăm după adevăr. Din Noul Testament, câteva pasaje de o frumusețe desăvârșită. Efeseni, capitolul 4, versetul 25. De aceea, având în vedere că Dumnezeu urăște minciuna și pe mincinoși, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Fiți oameni de cuvânt. Dumnezeu va pedepsi aspru pe cei mincinoși și va osândi în focul ghenei. Apocalipsa 22 cu versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciune. Ca în 21 cu versetul 27 să fie scris: nimic întinat nu va intra în cetatea cea sfântă, în Noul Ierusalim, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciune. Iată dar cuvântul lui Dumnezeu cu privire la felul în care Dumnezeu osândește minciuna și pe cei mincinoși. Acum, seara aceasta, înainte să ne rugăm, trebuie să ne punem o întrebare. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Întâi de toate, frați și surori, vă îndemn să urâm cu desăvârșire minciuna. Sub nicio formă să nu gândim în mintea noastră minciuna. Ea repede va ieși pe buze dacă nu știm să ținem închisă gura. Să păzim porțile minții noastre și acolo să nu se așeze cuvântul mincinos. În aparență, mințind, câștigi. Dar câștigul acela este spre pierzare. Vă chem să fim oameni ai adevărului. Să fim oameni sinceri. Oameni cinstiți.
oameni de cuvânt. Promite puțin și ține-ți făgăduințele. Și dacă ai zis da, oricât de mult ar costa să fie da. Dacă ai zis nu, să rămână nu. Că ce trece peste aceste cuvinte este de la cel rău. Dumnezeu ne cheamă să îl onorăm, nu refugiindu-ne în jurăminte impresionante, care să-i facă pe cei de lângă noi să spună, da, uite, domnule, dacă omul acesta s-a pus sub un asemenea jurământ și pedeapsă, face că vă zice adevărul, nu. Ci din felul nostru de trăire curat, din experiențele de viață, din lumina pe care o răspândim în jurul nostru, din reputația și din integritatea pe care cei de lângă noi o văd la noi, în munca noastră, în afacerile noastre, în punctualitatea noastră, în declarațiile noastre, în tăcerea noastră, ei să învețe în timp că suntem oameni de cuvânt. Și dacă odată ne-au întrebat ceva sau undeva se poartă o discuție și înspre noi se îndreaptă ochii și sunt întrebat, tu ce zici? Da-l tău să fie mai greu decât negația celor mincinoși. Și nu al tău să fie mai tare decât afirmația a 100 de mincinoși. Toate astea derivă din caracter, din integritate, din lumină, care se impun în timp. N-avem voie aici să dezamăgim. Iisus a zis, fiți oameni de cuvânt. Amin.